Foarte cunoscută în medicina tradițională, traista ciobanului este o plantă cu multiple virtuți terapeutice. Astfel, preparatele din această plantă au efect garantat în calmarea durerilor abdominale și în insuficiența cardiacă compensată. Pentru prepararea tincturilor, ceaiurilor și decocturilor este folosită partea aeriană a plantei în timpul înfloririi. Dar nu intru în detalii, le las inginerului horticol Petre Biolan, cel care are grijă de minutul de sănătate al jurnalului Agro. Traista ciobanului, Capsela bursa pastoris, iarăși este o plantă de primăvară, îi place să trăiască cel mai mult prin cultura de lucernă. De la traista ciobanului se recoltează planta întreagă, deci de deasupra coletului. Ar fi bine să recoltăm și frunzulițele care sunt la bază. Uitați, aceste frunzulițe se recoltează cu totul, se pune la uscat. Traista ciobanului este foarte bogată în flavonoide, în potasiu. Atenție pentru oamenii în vârstă că au nevoie de potasiu ca să nu mai aibă starea aceea de letargie din cauza lipsei de potasiu, să bem cei de traista ciobanului. Dar cel mai bun efect îl are la doamnele și domnișoarele tinere care au o menstruație abundentă. Această plantă este extraordinară. Se face un ceai din o lingură la o cană cu apă și se bea 2-3 căni pe zi. Se poate face și o tinctură din 20%, adică 20 de grame de plantă la 100 de grame de 100 ml de alcool și după 10 zile bem 15-20 de picături. Traista ciobanului este foarte bună și pentru bolile de inimă. Scade și colesterolul și tensiunea. De asemenea, are și vitamina C.